La o săptămână de la învierea Domnului, moldovenii sărbătoresc Paștele Blajinelor, sărbătoarea fiind numită și Prohoadele sau Paștele Morților. Această tradiție este respectată cu sfințenie în orașul Drochia, de aceea creștinii au venit la cimitirul din localitate pentru a-i pomeni pe răposați, aceasta fiind o tradiție sfântă legată de cultul celor plecați în neființă. În această zi binecuvântată, mai bine zis, ca să ne amintim de bunelul nostru, care deja nu mai este de ceva timp. Am venit cu bunica, cu mama, cu toate rudele, cu sora care are să vină. Astăzi este o zi foarte importantă pentru toți cei care am rămas, de fapt, fără părinți, fără frați, chiar și fără surori. Și am venit să-i pomenim, să ne facem o datorie față de dumnealor, că sunt, au fost și sunt și vor fi cel mai scump lucru din lumea noastră care este. Drochienii cunosc și respectă tradiția de Paștele Blajinelor, atenția sporită fiind acordată pomenelor. M-am pregătit pomene, așa cum se spune la noi la moldoveni. Vom oferi aceste pomene rudelor, dar și trecătorilor, pentru că așa știu de la bunica, de la mama, că trebuie să oferi o pomană și celor străini, de sufletul celor trecuți din viață. Trebuie să-i păstrăm în sufletele și inimile noastre pe cei care nu ne mai sunt alături și nu o singură dată pe an, susține Serghei Celan. Нужно об этом помнить, это обязанность. Это обязанность, действительно обязанность всех, кто жив, помнить своих предков. Приходить и поминать хотя бы один раз в год. Хотя нужно помнить, наверное, каждый день, даже каждый день. Paștele Blajinelor, ziua când pomenim toți morții, a fost marcată în toată țara la data de 6 mai, într-o zi cu sărbătoarea Sfântul Gheorghe. În anul 2020, Sfintele Paște va fi marcat la data de 19 aprilie, iar în anul 2021, la 2 mai. Paștele Blajinelor, tradițional, va fi sărbătorit la o săptămână de la învierea Domnului. Victoria Conea, Daniela Albot, TV Drochia.